Revelionul 2012 a scos numeroși piteșteni în piața primăriei, acolo unde municipalitatea a organizat un spectacol de zile mari. Mii de concitadini au dansat pe melodiile interpretate de trupa veche și au primit noul an cu bucurie, asistând minute bune la focul de artificii. Stimați invitați ai noștri, ai piteștenilor, ai piteștului, dragi piteșteni, așa cum stă bine unei mari familii cum este Piteștul, la această de sărbătoare ne adunăm în piața primăriei, primăria Casa Orașului. Mă bucur și vă mulțumesc că sunteți într-un număr așa de mare. Asta am dorit, să avem un loc al nostru unde să ne întâlnim, unde să vorbim și unde să petrecem marile evenimente ale noastre, ale țării, ale Piteștiului, ale Argeșului. A fost un an deloc ușor. Vor fi în continuare greutăți, dar cu înțelepciune, cu sinceritate, cu responsabilitate, cu efort, dar numai împreună putem să le depășim. Eu sunt convins că anul care vine, cu problemele care sunt, împreună le vom depăși. Tuturor, piteșteni, argeșeni, români, invitați din alte colțuri ale lumii, care vă aflați acum la Pitești, vă doresc sănătate cât mai deplină, viață lungă, împliniți și bucurii alături de noi, alături de toți cei pe care aveți în gând și în suflet, alături de urările mele de succes în activitatea pe care aveți. Sunt convins, spun încă o dată, că noi împreună, cu răbdare și înțelepciune, putem izbăvi. La mulți ani tuturor, distracție plăcută în continuare! 2 minute până în 2012! Pregătiți-vă vocile, pregătiți-vă șampanile, pentru 1 minut și 50 de secunde începem noua rătare inversă. Municipalitatea va pregăti acest spectacol, dar și un impresionant foc de artificii, evident fix, la ora 0. Mulțumim foarte mult colegilor din presă că sunt alături de noi în această noapte și petrec revelionul cu noi aici în piața primăriei și le mulțumesc foarte mult atât lor cât și dumneavoastră. Zecile de mii de piteșteni, 1 minut până în 2012. Imediat vom face numărătoarea inversă, domnul primar. Sunteți pregătiți aici cu șampania, copiii de altfel și ei sunt alături de noi, ei sunt viitorul și trebuia să fie și cu noi, sigur că da. Mulțumim foarte mult primăriei Consiliul Local Pitești și tuturor oamenilor de bine care și-au adus aportul la bună desfășurarea acestui spectacol, așa cum am obișnuit în fiecare an, pe 31 decembrie seara, destupăm șampania împreună și urăm la mulți ani noului an. Încă 50 de secunde! Atenție, vom număra împreună! Pregătiți-vă vocile! Televiziunile sunt cu ochii pe noi! Copiii alături de noi! Telespectatorii! De altfel, și aceștia sunt cu noi! 30 de secunde până în 2012! Atenție la aparatele de fotografiat, la plițuri, la tot! Pregătiți-vă bateriile, telefoanele sus! În 25 de secunde! Imediat începe numărătoarea inversă. Consultați-vă ceasurile. Ok. Atenție. 15 secunde. Copii, numărați și voi cu noi, da? Sunteți pregătiți? Domn primar. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. La mulți ani 2012! Este fix ora 0, fix ora 0! La mulți ani, piteșteni! 2012, să sperăm că va fi un an mai bun! La mulți ani, toată lumea cu ochii pe cer! Un impresionant foc de artificii oferit de municipalitate! Să curgă șampania! Imediat, Mary Gladys! A venit pizza!
Concitadinii s-au prins în hore, au ciocnit pahare cu șampanie oferite de edilii piteșteni și s-au distrat în continuare pe ritmurile trupei Bere Gratis. De la anul, sănătate, fericire și tot binele din lume și aș vrea să vă spun că tineretul care ieși aici de față să pună mâna să citească și să învețe, pentru că viață și de nu are dar, nu are parte. Ce v-a dorit de la anul acesta, 2012? Am cât mai bun, mai bun decât 2012 și multă sănătate. Și dacă e revelion, sunt și căsătorii. Din anul 2000, primarul Tudor Pendiuc oficiază cununii civile pentru cuplurile care doresc să-și unească destinele în magica noapte dintre ani. De data aceasta, 13 perechi au spus da în fața edilului șef. Domnule Cabal Nicolae, de bună voie și de sil de nimeni, iei căsătorie pe domnișoara Ene Maria? Da. Domnișoară Ene Maria, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe cetățeanul Capa Nicolae? Da. Domnule Țărcomic George, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe domnișoara Filip Maria? Da. Domnișoara Filip Maria, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe cetățeanul Țărcomic George? Da. Să vedem următorul. Domnule Gheorghe Cosmin Marian, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe domnișoara Năstasie Maiera? Cu siguranță, da. Domnișoara Năstasie Maiera, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe domnul Gheorghe Cosmin Marian? Hai să facem! Domnule Ceapotă Dragoș George, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe domnișoara Necșo Ionela Cristina? Domnișoara Necșo Ionela Cristina, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe cetățeanul Ceapotă Dragoș George? Tot așa, e mai de dimineață. Ai scăpat, cetățenii Filip Cătălin, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe cetățeana Dogaru Elena Mirabela? Da. Domnișoară Dogaru Elena Mirabela, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe domnul Filip Cătălin? Da. Ai scăpat. Da. Domnule diacon Vicențiu Mihaele, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe domnișoara Elisea Mihaela? Da. Domnișoara Elisea Mihaela, de bună voie și de sil de nimeni, ei căsătorie pe domnul diacon Vincențiu Mihaela? Da. Hai scăpa. Da, da, ce semănați. De ce ați ales să vă căsătoriți tocmai de revelion? A fost alegerea soției mele. Alegerea soției? Da. De cât timp vă cunoașteți? De un an de zile. Și cum v-ați decis să vă căsătoriți? Am căzut de comun acord că destinul nostru trebuie să fim împreună. Așa, și doamna a hotărât chiar în noaptea de revelion. De ce, doamnă? Pentru că sunt o fire mai romantică, sunt născută pe 14 februarie și eu în special îmi place romantismul, florile și de-aia am ales în seara de revelion să mă căsătoresc. Și ce vă doriți dumneavoastră de la această căsnicie? De la această căsnicie îmi doresc în primul rând iubire, sinceritate și un copil. Și domnul? Același lucru. În asentimentul doamnei? Da. Sunt supa pupii. Și ce le doriți tuturor celor care sunt prezenți alături de dumneavoastră în această seară deosebită? Le doresc multă sănătate, fericire și tot ce-ți doresc ei să li se îndeplinească. Am zis că e o noapte mai specială, e ceva deosebit și e cununia cu persoana la care vreau să petrec restul vieții, cum să spun. Fericită noaptea anunții? Da. Cum va fi noaptea anunții? Depinde, nu știu, încă n-am... Ce e pregătit pentru la noapte? Nimic, deocamdată ne întorc înapoi la restaurant. Mai avem de trecut. Ce vă trebuie de la doamne aici? Multă sănătate și înțelegere. E cea mai bună. E un eveniment special și noi ne-am cunoscut de revelion, acum 6 ani. Și a trebuit să păstrați tradiția. Da. Și Ginerica ce spune? Foarte emoționat. Ginerica plâns.
mi s-a întâmplat de multe ori să trec prin momente de astea. Cred că e... Înseamnă că îți iubești foarte mult soția. Ești foarte emoționat. N-am cuvinte, pur și simplu. E o seară specială? Cea mai specială. Deci, până la momentul de față, e cea mai specială. Sper să urmeze multe alte momente speciale în viața mea. Siguranță, comunia religioasă, comunia religioasă o să fie o a doua seară specială, care o să fie poate mai importantă decât aceasta, pentru că e unirea noastră în fața Domnului. Când o să fie? Pe data de 1 iulie, anul viitor. Adică anul acesta, nu anul viitor. Ce vă doriți de la această căsnicie? Să ne iubim în continuare la fel de mult cum ne iubim acum și relația noastră se termine peste vreo 70-80 de ani. Copii aveți în plan? Da. Asta este primul lucru, care ne dorim să avem copii și cât de mulți posibil. Această noapte magică reprezintă cel mai frumos eveniment din viața mea, deoarece Dumnezeu mi-a dat acest unic copil numit Cosmin Marian Gheorghe, care în această sfântă noapte din anul 2012, el s-a hotărât să spună un da răspicat în fața lui Dumnezeu și în fața domnului primar Tudor Pendiuc, a presei și a tuturor invitaților. Noi mulțumim la toți pentru tot ce a făcut pentru băiatul meu în această minunată noapte, care este o noapte de poveste, o noapte frumoasă și care sper să nu se termine niciodată din viața lor. Noi le suntem aproape ca și părinți și ne bucurăm că în familia mea a apărut și o fată numită Mihaela, pe care o iubim cu tot sufletul și este deja fata noastră. E ceva unicat. Să fie unicat, da? De cât timp vă... E o mintere frumoasă, dar de cât timp vă cunoașteți? 8 luni. 8 luni? Da. Și v-ați decis să vă căsătoriți așa de repede? Da. Ce vă doriți de la această căsătorie? Un viitor frumos. Multă înțelegere, dragoste, credere. Aveți emoții? Da. Se vede. În premieră, cuplurile care s-au căsătorit de revelion au avut parte de o surpriză plăcută. Oficierea căsătoriei lor a fost filmată în format 3D și le va fi oferită pe câte un DVD la inițiativa ginerelui și a fiicei primarului Tudor Pendiuc, Cosmin și Emma, ambii specialiști în televiziune. Municipiul Pitești, la cumpăna dintre anii 1999 și 2000, a fost primul municipiu din România care a inițiat, să spunem, acest obicei de a cumpăna în noaptea de revelion. Sigur, au urmat și alte municipalități, dar noi am fost primii și singuri în acest an avem bucuria să continuăm, putem spune, tradiția, dar avem și o premieră. Și anume, este acest moment, aceste momente, unile civile ale celor care s-au hotărât să se căsătorească, au fost filmate în format 3D, și vor primi în mod gratuit, în cursul acestei luni, CD-ul cu comunia civilă și cu momente ale revelionului din piața primăriei. Este o premieră care credem noi că va fi preluată și de alte municipalități și de alte cuplu. Eu tuturor le doresc sănătate deplină, înțelegere și case de piatră. Pitești este obișnuit cu premieră. În primul rând, nunțile și multe alte evenimente au fost în premieră la Pitești și domnul primar s-a gândit să vină cu ceva, cu ceva nou anul acesta și pauzându-ne pe noi vorbind de această nouă tehnologie, s-a gândit să o aducă pentru prima oară la noi în țară, pentru prima oară la Pitești. Și voi l-ați ajutat. Noi l-am ajutat, bineînțeles. Ce înseamnă pentru voi? Ați fost de această filmare? Păi cred că este ceva inedit, așa cum este și căsătoria în noaptea de revelion. Și sper să fie o deschidere de drum pentru ei, așa cum vor începe noua viață, ca și cuplu, împreună. Și această tehnologie naște odată cu ei.